privind la serviciu, dar în asemenea situație, în luptă cu morile și cu răspuns la întrebări foarte straine uneori și proaste, m-am convins că pur și simplu mă consum și uneori cu regret atitudine față de mine se răsfrânge asupra echipei primăriei, domnul primar și echipei direcției municipale. Am decis să iau, să demisionez anume acum, când s-au pus pe roate totalurile anului precedent, s-au organizat toate ședințele de dare de seamă în toate subdiviziunile direcției și, domn primar, vreau să menționez că eu plec cu suflet în păcat. Deoarece consider că în această perioadă, ceea ce s-a făcut în municipiul Chișinău este un lucru remarcat nu numai de către experți naționali și internaționali cu care m-am întâlnit nu o singură dată și acel sistem de protecție copilului care este dezvoltat la noi în municipiul Chișinău este un model demn de susținere și chiar în cea perioadă când erau la guvernare comuniștii și când Guvernul Republicii Moldova odată la ceea ce an prezenta raportul guvernul cu privire la respectarea dreptul copilului, eu fiind arestată, urmărită, dar totodată în acest raport în trei lucruri este remarcată experiență pozitivă a Direcției pentru Protecția Dreptul Copilului în domeniul respectării dreptul copilului. Înseamnă s-a făcut ceva în acest municipiu.